Pentru mulți oameni, sunetul unui aspersor care irigă gazonul dimineața la prima oră înseamnă că vara a sosit. Este un zgomot blând care se aude adesea din curțile celor care vor să-și păstreze gazonul sănătos. Dar acest zgomot ar putea fi foarte deranjant pentru alții. Adesea se transformă într-un scandal în toată regula între vecini. Cei care stau la curte știu unde se poate ajunge din această cauză. Cel mai bine ar fi să porniți aspersoarele seara de vreme dacă țineți la armonia din cartier. Seara este mai rece, așa că e mai puțin probabil ca apa să se evapore decât în timpul zilei. Momentul cel mai bun pentru a pune în funcțiune un aspersor necesar irigării grădinii nu este neapărat cel mai bun moment și pentru iarba din curte. Pentru sănătatea gazonului, cel mai bun moment este dimineața de vreme între orele 6 și 9. Acest lucru se datorează faptului că temperaturile sunt mai reci, ceea ce înseamnă că se evaporă mai puțină apă după udare, astfel încât iarba poate o absorbi mai bine. În schimb, irigarea pe timpul nopții înseamnă că rădăcina firelor de iarbă va rămâne umedă peste noapte, iar asta poate încuraja putregaiul și creșterea ciupercilor, relatează capital.ro.